Cristina Rănescu, sunt avocată de drepturile omului și reprezint pe cei doi în fața instanțelor de judecată din România, iar mâine voi reprezenta cazul și în fața Curții Constituționale a României. După ce au primit refuzul din partea Inspectoratului General pentru Lucrări, în ianuarie 2013, cei doi, împreună cu Asociația Accept, au trimis în judecată autoritățile românești, este vorba despre Inspectoratul General pentru Imigrări și Ministerul Administrației și Internelor, care coordonează activitatea primei instituții. Și am cerut instanței să constate faptul că, în cazul de unui cuplu format din persoane de același sex căsătoriți în afara țării, nu li se respectă dreptul de a stabili reședința în România pe simplu motiv că pe simplu motiv legat de orientarea lor sexuală, în condițiile în care pentru un cuplu heterosexual căsătorit în străinătate, dreptul de reședință este respectat și acordat de către autoritățile române. De la sfârșitul, din toamna lui 2013, când am pornit cazul în fața judecătoriei, unei judecătorii din București, a durat circa 2 ani de zile ca instanțele din România să-și stabilească, să se pună de acord cine este competent să judece acest caz. Dacă este competentă judecătoria sau instanță superioară. După ce s-au lămurit, au trimis cazul de la instanța la alta, au hotărât până la urmă, Curtea de Apel București a hotărât că judecătoria sectorului 5 este competentă. În fața judecătorii sectorului 5 am ridicat exigenția de neconstituționalitate, deoarece autoritățile române și-au motivat refuzul de a recunoaște statutul de membru de familie pentru clei, pe prevederea din codul civil, articolul 277 aliniatul 2, care spune că statul român nu recunoaște pe teritoriul României căsătoriile între persoane de același sex încheiate în afara țării. Și acesta... Am avut minte, că obiți un pic. Avem o colegă care vorbește, nu știu, se aude. Nu, ok. Excepția de inconstituționalitate ne-am bazat-o pe articole din Constituția României care garantează dreptul la viață de familie și garantează egalitatea cetățenilor în fața legii și nediscriminare. Este primul caz care va fi audiat de către Curtea Constituțională în care se ridică problema recunoașterii statutului de membru de familie a unei persoane căsătorite cu o persoană de același sex în afara țării. Și din acest punct de vedere, în contextul în care legislația românească nu acordă dreptul persoanelor aflate în familiilor formate din cupluri de același sex, decizia Curții Constituționale nu poate decât să avanseze drepturile acestor familii și să avanseze problematica dreptului la familie și egalitatea în fața legii pentru persoanele homosexuale. Există probabil două scenarii, fie hotărârea va fi una limitată prin care Curtea Constituțională statuează că legea română este deja clară și că directiva europeană ar trebui să se aplice de către autoritățile române, ar fi trebuit să se aplice de către autoritățile române în sensul în care să se recunoască statutul de membru de familie, pentru că legea română deja recunoaște acest lucru și în cazul în care o hotărâre de la curte va fi în acest sens, asta înseamnă că autoritățile române s-au încăpățânat să nu aplice o lege deja în vigoare, directiva europeană și codul civil, care deja recunoaște statutul de membru de familie pentru aceste familii. Sau este posibil să avem o hotărâre ceva mai largă, care să spună că însăși aliniatul din codul civil, care spune că nu sunt recunoscute pentru persoanele homosexuale căsătoriile încheiate în afara țării, este un articol care
practic, încalcă dreptul la viață de familie și la egalitate în fața legii prin faptul că exclude de la protecția legală persoanele aparținând unei categorii, unei categorii bine definite doar prin identitatea lor sexuală. O astfel de decizie, e adevărat, ar fi una mult mai largă și ar avea implicații pe mai multe planuri pentru o recunoaștere a familiilor diverse în România.